Întâlnim astăzi și pe internet și peste tot, pe la Bangare, niște rânduieli de spovedanie, un tipic de spovedanie, cu foarte multe întrebări, cu nu știu ce. Nu că nu sunt de acord, sunt orientative, să te poți orienta, dar tu trebuie să știi exact ce ai făcut, exact cum știi, exact ce datorie ai la bancă. Păcatul este și o datorie, până la urmă, când în traducerea greacă este și noțiunea asta de datorie. O traducere veche, făcută a rugăciunii Tatăl nostru, zice, și ne lasă nouă datoriile noastre, precum și noi lăsăm datornicilor noștri. Și atunci, asta este o datorie. Dar, citind în multele păcate enumerate într-o rânduială de asta de spovedanie, la un moment dat m-am smintit, că spune acolo, am păcătuit că am zis că plouă prea tare, am păcătuit că am băut cafea, am păcătuit că nu știu ce să vă stai, mă, lasă-mă, dar... Toate sunt păcate, zic că nu, mie, dacă mi-a plăcut să beau cafea, cum să fie păcat să bei cafea, că doar nu mă despart de Dumnezeu dacă beau cafea. Sau dacă zic că plouă prea tare, zic, păi dacă văd că plouă prea tare, nu zic că plouă prea încet. Și atunci nu mi-a plăcut într-o totul chestiile astea, știi? Și am tot încercat să vedem, să înțeleg ce înseamnă noțiunea de păcat și când folosim noțiunea de păcat și ce este păcatul. E, păcat intervine doar în conștiința celui care se raportează la Dumnezeu. Pentru unul care nu are treabă cu Dumnezeu, orice, că plouă prea tare sau că se îmbată sau se droghează, nu e păcat. E, și atunci punem întrebarea, ce este păcatul? Păi păcat, în limba, cum spun eu, ebraică se spune hatat și în limba greacă spune amarthia. Amarthia înseamnă pe lângă țintă. Marthia de la martolon, care înseamnă țintă. Amarthia pe lângă țintă. Deci și în limba greacă și în limba ebraică înseamnă ratare, deviere sau ratarea țintei. Păi e clar, dacă ținta mea, scopul vieții noastre este să ne unim cu Dumnezeu, înseamnă că păcatul este ceea ce mă abate, ce mă face să ratez calea cea dreaptă, să zicem, către Dumnezeu. Și atunci eu mă abat, da? GPS-ul ăla mă duce pe altă stradă, să zicem. Dar mă abate de la ținta adevărată. Dracul merge paralel cu calea asta, știi? Și el îți tot flutură, ca și reclamele. Reclamele nu sunt puse în mijlocul drumului, ai văzut, sunt pe margine. Și atunci ele te atrag, caută să te atragă. Pe ce se bazează? Vrăjmașul lucrează în special pe partea emoțională și pe partea fizică a omului, pe trup, pe biologia omului, pe instinctele omului, pe plăcerile omului. Și atunci el caută să se folosească de anumite, uite, un copil care nu mâncă niciodată ciocolată, poți să tot arăși ciocolată că el nu știe ce aia și nu-l atrage. Înțelegi? Mai dau exemplu ăsta așa, că să avem cumva că conștiința de păcat, ea intră în noi în timp. O fetiță era cu părinții în mașină, știi, și mergeau și la un moment dat, într-o parcare, vede o femeie care stătea acolo, așa, și fetița zice, mami, mami, uite ce femeie drăguță acolo. Și mami se întoarce către tate și încep să râdă, pentru că ei știau ce făcea femeia aia drăguță acolo. E, în mintea lor intervenea, adică vedea femeia respectivă prin prisma păcatului pe care ei îl experimentaseră. Fetița, dacă nu avea experiența păcatului, ea vedea ceea ce vedea. Da? Și atunci vrăjmașul, în momentul în care intră în noi tot felul de gunoaie, mi-e impresia să zic tot mereu că dracul lucrează cu materialul clientului, cu ce găsește în fiecare dintre noi, da? Și el îți trimite, să zicem așa, un impuls, da? Un impuls. Păcatele care, îmi vine acum o comparație, că tot e la mod acum cu chipuri și cu antene, omul devine ca o stație de emisie, recepție prin ce? Prin ceea ce intră în el, prin informațiile care intră în el. Și orice păcat are lungimea lui de undă pe care vibrează, înțelegi? Într-un fel simți pe ăla care e bețiv, în alt fel simți pe ăla care e viclean, în alt fel îl simți pe ăla care are, știu eu, patima desfrânării. Și atunci, vrăjmașul ce face? El trimite impulsuri în eter, pac, 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 și vede spre ce vibrează, de unde primește semnale, da? Dacă eu sunt, știu eu, vibrez pe o patima, să zicem, beției, da? Nu o să răspund la alt impuls. Și dădeam un exemplu cuiva, zic, bă, dacă la unui bețiv care nu mai băut de 3 zile
îi aduci o sticlă de vodcă plină și o femeie dezbrăcată, ce crezi că alege? Alege sticla plină. Mă înțelegi? De ce? Pentru că el cu asta rezonează. Asta îi lipsește, de asta are el nevoie. Și atunci vrăjmașul, trimițând impulsurile astea, vede spre ce rezonăm fiecare și cu aia caută să te atragă. E, în momentul în care mintea ta se cuplează, mintea noastră e ca o priză, mă înțelegi? În momentul în care gândul care vine din afară se cuplează la mintea ta ca la o priză, de acolo începe... De ce spun Sfinții Părinți că dracul nu are putere asupra noastră decât atâta cât i-o dăm noi? Păi noi prin ce îi dăm putere vrăjmașului? Prin minte, prin gând. De ce? Din mintea noastră și-a el energia. Și atunci, atâta timp cât mintea mea stă conectată la energia respectivă, la gândul respectiv, indiferent pe ce segment e el trimis acolo, că e, cum am zis, beție, că e curvie, că e altceva, în momentul, cu cât eu stau mai mult de vorbă cu gândul respectiv, cu atât gândul respectiv se încarcă mai mult. E ca și stakerul, bateria de la telefon, cu cât o ții mai mult în priză, cu atât se încarcă mai tare și are semnal mai bun. Da? Și atunci, dacă îi mai și dau acceptul și o las să treacă din mintea conștientă, o las să treacă în subconștient și o las în depozitul din interior, atunci ea, la un moment dat, se va ridica din interior când nu mai are putere. Că dacă vreau să scap de o patimă, prima dată părinții învață să tai legătura cu exteriorul, da? Bă, nu mă mai la televizor, mă mai la chestii dintre ele, nu, bun, gata, am terminat cu astea. E, să crezi tu că ai terminat-o? Că amintirile au rămas înăuntru. Și patima, când se vede că nu mai este lucrată, și atunci caută să se ridice din subconștient la nivelul conștientului, ca să se cupleze. Astea sunt amintirile alea rele de care vorbeam. Se caută să se cupleze la minte. E, cu cât stai mai mult de vorbă cu ea, s-ar putea ea să se coboare înapoi, plină, încărcată, ca un telefon care l-ai încărcat, l-ai închis și l-ai pus în dulap. La bateria rămâne încărcată, înțelegi? Când vrei să vorbești, pac, l-ai deschis și ai vorbit. Așa și patima. Și atunci vrăjmașul stă, cum am zis, merge paralel cu calea noastră, ne ademenește, ne face să ne abatem puțin, ăsta e păcatul, da? Mă face să mă abat puțin de la cale, dar dacă eu continui să mă abat, gândește că aici așa, ce e un unghi de 5 grade. Bun, dar unghiul ăsta de 5 grade, la un moment dat, peste 10 km, nu mai sunt 5 grade. Distanța dintre mine și drumul ăla se mărește, știi? Și atunci, de asta spun că, mi-aduc aminte, vine acum în minte un gând, când eram noi copii, părinții, când ziceam că mama vreau și eu cu tare, puneți pofta în cui. Da? Era o vorbă, puneți pofta în cui. De ce? Pentru că o poftă, dacă nu știi să o pui la timp în cui, ea devine patimă. Și apoi, na, una să pui un puișor în cui și alta să pui un bou în cui, că n-ai cum să-l mai pui, știi? Și atunci, vrăjmașul, în momentul în care ai făcut și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, și a cincea oară, ai repetat, adică ce înseamnă că ai repetat păcatul? Ai repetat abaterea. Te-ai îndepărtat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult de la ce? De la drumul principal. Și atunci vrăjmașul, pac, creează legătura. Între cine? Între tine și patima respectivă, dar și asta cum o numim noi? Dependență, da? Creați o dependență. În momentul în care, de ce dependență? Pentru că dracul este dependent de păcatele noastre. El din asta și-a energia, mă înțelegi? Din asta, ăsta e felul lui de a trăi. Este un interviu foarte, foarte interesant cu un medic, Jerry Marzinski, mi se pare, l-am văzut pe YouTube, a apăruse cu titlul ăsta Cine sunt oamenii umbră. Foarte interesant, cum un om de știință ajunge să descopere că, de fapt, în limba engleză, el se cheamă psihiatria și lucrarea demonilor. Sunt foarte multe interviuri cu tipul ăsta. Eu am găsit unul subtitrat ăsta și acolo am văzut multe chestii. Da, el este un parazit energetic. Asta este dracul. Un parazit energetic. El se folosește cu energia noastră. De aceea, cu omul calm, cu omul liniștit, cu omul pașnic, dracul nu poate să lucreze. Și atunci el caută să întoarcă, să ori îți aduce aminte, ori îți scoate în cale un om care ți-a făcut rău ca să-ți trezească o amintire rea. De el caută prin orice mijloace să întoarcă, să schimbe partea aia liniștită
să găsească o patimă, să găsească ceva pe care să se cupleze, să se lipească.